Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, în emisie Reflector Analitic. Pentru că suntem în preajma alegerilor prezidențiale, ne-am propus astăzi să discutăm despre activitatea Comisiei Electorale Centrale, de cea care se spune că depinde de fapt și rezultatele alegerilor. Acest subiect îl vom dezbate împreună cu Maxim Lebedinski, membru CEC, bună seara și bine ați venit, și Pavel Midrigan, conferențiar universitar, ex-membru a CEC. Bună seara, domnule Midrigan. Bună seara. Pentru început, aș vrea să vă întreb, domnule Lebedinski, cum decurg de fapt pregătirile pentru desfășurarea alegerilor prezidențiale? La moment avem o muncă continuă, neîntreruptă. Comisia Electorală Centrală are un program non-stop. Nu avem nici zile de sâmbătă, duminică. Ieșind din cadrul legal și respectiv planul calendaristic care a fost aprobat de către CEC, la noi toți termenii sunt adoptați în zile, adică în zile calendaristice și nu în zile lucrative, bancare sau de altă formă. La moment au fost constituite Consiliile Electorale de Circumscripție de nivelul 2 și concomitent aceștia au început să formeze secțiile de votare nemijlocit prin teritorii. Imediat urmează să fie formate și secțiile de votare peste hotare, adică pentru cetățenii Republicii Moldova aflați în diaspora. Și lucrul va continua mai departe cu formarea și birourilor electorale și așa mai departe. Domnule Midrigan, vreau să vă pronunțați un pic la capitolul componența CEC-ului și de fapt la transparența activității pe care o desfășoară. Pentru că în ultimul timp, de fapt, aceste discuții se concentrează de fapt în preajma campaniilor electorale, care auzim tot mai multe guri care zic că rezultatele vor depinde în exclusivitate de CEC. E așa sau nu? Cum stăm la așa. Vă rog. Rezultatele vor depinde de voința alegătorii lor. A să fie foarte clar, fiindcă dacă noi mergem pe această pistă, păi unii nici n-au să iasă la alegeri, fiindcă chipurile, comisia decide cine va fi câștigătorul, este eronat. Eu am fost ales în Comisia Electorală Centrală în 2005, când partenerii noștri europeni, toți într-un glas, au înaintat opțiunea că Comisia Electorală Centrală, ca un mecanism, trebuie să aparțină majoritatea Comisiei opoziției. Și atunci, iată, s-a constatat că aceasta este o măsură democratică, că, într-adevăr, opoziția trebuie să dețină câteva pârghii, Curtea de Conturi, audiovizual și așa mai departe. Și atunci s-a constatat și s-a declarat tare, noi ajustând legislația cu cea europeană, că da, așa ar fi bine. Ce avem astăzi? Avem un regres în acest plan. Fiindcă noi vedem cum s-a format Comisia Electorală Centrală de astăzi. Eu nu o să dau o familie cine și de unde. Eu zic ca principiu de formare. Atât timp cât noi nu o să avem o Comisie Electorală Centrală formată obiectiv pe baza unor criterii de selecție, nu de partide, nu de fracțiuni parlamentare sau de alte curente, noi atât timp o să avem dubii față de Comisia Electorală Centrală și față de noi erau dubii, dar noi totuși majoritatea erau opoziției și hotărârile noastre erau mai echilibrate totuși. Iată că noi astăzi avem 5 membri de la majoritatea parlamentară confortabilă pentru orice ce hotărâre. Deci ceilalți poate să fie împotrivă cu argumente, așa cum e în Parlament. Opoziția poate să aducă argumente ideale. Între trece alături pe urechi și se adoptă hotărâri care trebuie să fie adoptate. Prin urmare, pentru procesul electoral, este foarte important ca să fie credibilitatea organelor electorale, ceea ce nu este astăzi. Ceea ce nu este astăzi. Și a doua, această credibilitate, ea trebuie să fie în fiecare alegător, fiindcă votul fiecăruia contează și fiecare trebuie să aibă încrederea că într-adevăr de votul lui contează. În situația de astăzi, eu asta nu pot confirma. Eu încerc scuze totuși. Eu nu pot să mă exprim asupra factorilor de ordin politic sau cadrul legal. Noi avem un cadru legal în varianta cum a fost adoptat de către legitor, atâta timp cât acest cod și procedura de numire a membrilor CEC nu este declarată neconstituțională,
noi prezumăm că totuși este un cadru viabil care în principiu corespunde și recomandărilor din venite din partea Comisiei de la Veneția. Păi da, de 2005 tot de la Veneția era. Comisia de la Veneția dă anumite recomandări. Știm? Și descrie respectiv diferite sisteme. Și în 2005 fix așa a fost. Domnilor, vorbesc despre sisteme viabile unde organul electoral este, spre exemplu, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne sau este organizat de către administrația publică locală sau centrală, alt organ. Și toate aceste sisteme sunt vii și există inclusiv și în state europene. În Austria, Franța se organizează de Ministerul de Interne structura acestora. Nu, în asta este întrebarea. Comisia Electorală Centrală este în componența cum este. Eu personal pot să răspund pentru următoarele, că în momentul în care eu însă văd că cineva încearcă să derapeze de la cadrul legal, eu am să mă expun în mod public și prin opinii separate și în cadrul ședințelor judecată cu toate argumentele care le am. Oamenii vor cunoaște absolut despre orice încălcare care va fi depistată de către mine sau alți colegi de mei care sunt de bună credință. Ceea ce ține de mijlocit de încrederea în instituții. Noi trebuie să înțelegem un lucru. Comisia Electorală Centrală nu este organul care face numărarea voturilor. Noi putem să vorbim despre fraudarea opinii alegătorului la nivelul biroului electoral secției de votare. Acolo unde o majoritate dintr-un birou poate să voteze pro sau contra declarării nevalabile a unui buletin, care în principiu poate fi unul absolut legal, unde voința alegătorului este certă. Acolo ar putea să fie probleme, dar iarăși, formarea acestor tot se face proporțional cu reprezentarea la toate partidele parlamentare, fracțiunile parlamentare și inclusiv cu reprezentanții administrației publice locale. Comisia Electorală Centrală nu are absolut nicio atribuție la acest proces, dar noi suntem un organ ierarhic superior și un organ de control, care nemijlocit răspunde de întreaga organizare. Domnule Bedinski, eu vreau să vă întreb. Haideți să aruncăm lumina asupra listelor astea electorale, pentru că deseori se zice că aici este nodul ăsta gordian. Până la urmă, ele au fost verificate, nu avem persoane care sunt decedate, cum există un mit că votează și morți la noi. Haideți să-l dărâmăm. Care a fost acel incident cu investigația care mi s-a făcut de RISE, da? Unde, domnilor? La momentul când a fost verificat de către noi și inclusiv de întreprindere stat registru, din 100 de cazuri invocate de dumnealor, 4 cazuri într-adevăr s-au adevărat că persoanele care erau decedate erau în registrul de stat a populației și respectiv în subsecvent în registrul de stat a alegătorilor. Doar pe motivul că actele de deces acestora nu au fost prezentate ulterior pentru ei să fie radiați din aceste registre de stat. Acea rubrică verificate care este pe site-ul Comisiei Electorale Centrale, ea poate fi actualizată la zi doar după momentul când se constituie toate secțiile de votare și noi formăm listele electorale în formă scrisă. Până la acel moment, ea nu este conectată la registrul de stat a alegătorului. Adică rubrica verifică te arondează la o anumită secție de votare. Ceea ce este pe site arată informația care era actuală pentru alegerile anterioare și nu ceea ce este la moment în registrul de stat a alegătorului. Potrivit legii, cel puțin cu 20 de zile înainte de ziua alegerilor, noi urmează să formăm listele electorale și respectiv să le transmitem în teritoriu. Abia la acel moment, accesând rubrica de pe site-ul Comisiei Electorale Centrale, ați putea să primiți o informație veridică, inclusiv cu persoanele care sunt vii, care sunt decedate. Noi am avut chiar și cazul domnului Miloteanu, toți cunosc că domnul este defunct, dar problema este că rudele până în prezent nu au prezentat la oficiile civile certificatul de deces din Federația Rusă. Respectiv, documentar în Republica Moldova, dumnealui nu este decedat. Și de aceea dumnealui se regăsește în această listă. Nu este o rea credință din partea cuiva. Avem persoane care nu au avut rude, sunt decedate și iarăși nu are grijă cineva ca să proceadă la această procedură. Ca să înțelegeți că procedura de declarare a persoanei decedate, am vedere cu documentar, poate dureze cel puțin o lună, două, trei, în dependență de locul de deces. Adică de la momentul când se eliberează primul certificat de administrația publică locală și până la momentul înregistrării în registrul de stat a populației. Domnule Mitrigan, care este epopeia cu aceste liste? De ce se discută la infinit? Fiindcă problema este la infinit. Noi în 2009
2010, fiindcă am avut 3 scrutine, am avut 2 întreg 6 în listele electorale. Noi cunoaștem că populația este în decădere. Obiectiv. Fiindcă avem mai multe organe de stat care duc o evidență. Avem Ministerul Muncii, avem CNAS, avem mai multe unde se duce evidența cetățenilor, da? Cei care muncesc, fiindcă plătim impozite, asigurarea medicală. Deci sunt mai multe modalități de a duce evidența. Da? Pensionarii și așa mai departe. Deci noi avem o tendință de scădere a populației. Mulți pleacă. Dacă ne uităm în monitorul oficial, acolo cu zecile și cu sutele renunță de la cetățenii Republicii Moldova. Deci asta este în scădere a alegătorilor. Și iată că noi ne pomenim că nu este în scădere, da, din 2010, dar noi avem 32 acum. Avem în creștere. Deci apare întrebarea la acest fenomen. Din contul la ce? Orică atunci erau, listele nu erau corecte, cu toate că mecanismul care era atunci era mai precis. Fiindcă atunci noi întocmeam listele electorale în baza informației de la primari, care erau pe suport de hârtie. Deci primarul în localitatea dată știa care a decedat, care nu a decedat, fiindcă oamenii vin la primărie, se cunosc și era. În afară de aceasta, nicio persoană nu poate să fie la cimitir înmormântată dacă nu primește certificatul de la Oficiul Stării Civile. Deci, îndată în baza de date, apare persoana decedată. Deci, se duce un calcul. Deci, ea prima întrebare care a apărut, în bază la ce o așa majorare în ajunul la alegerile prezidențiale. Trebuie să fie o explicație. Aici s-a mai turnat în foc și faptul că nu s-au publicat rezultatele recensământului. Care e o problemă. Care este parțial, fiindcă nu toți au participat. La mine, spre exemplu, așa și n-au venit persoanele care urmau să iei datele. Da? La mulți n-au apărut. Deci și aceasta. Însă toate acestea, una peste alta, au dat niște întrebări de îngrijorare și în alt moment, vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, vicepreședintele, nu un simplu membru, care a venit cu diferite informații public și a explicat mecanismul ăsta, de ce unele persoane se regăsesc în mai multe liste, de ce nu sunt excluse, a înaintat aceste propuneri, dar ele până ce rămân nevalorificate, că s-a schimbat numele, că litera de familie, nu știu ce, deci esența este că cu aceste liste trebuie de lucrat permanent, nu numai în ajunul alegerilor. Deci permanent trebuie de lucrat cu aceste și de concretizat. Vreau să aduc aminte că au fost niște proiecte de milioane pentru întocmirea acestei liste electronice ale registrului electronic. Da, și unde este el astăzi. Să ne spună domnul. Deci, nu, că el este un membru nou-nouț, cum se zice, de-abia între, cu părere de rău, din primăvară s-a întins desemnarea Comisiei Electorale Centrale până în toamnă aproape. Deci aici este o problemă. De ce așa de mult timp? Fiindcă ei aveau nevoie să intre în esență. Și aici este o întrebare. Prin urmare, sunt întrebări la care nu sunt încă răspunsuri. Și domnule Bedinski încearcă să spună că totul e ok, îi dă o crizare, dar noi cunoaștem și alte subtilități și alte momente. Am adus referință la domnul Urâtu, care a venit concret. Deci, problema cu listele electorale este o problemă mai veche și trebuie alte mecanisme permanent de lucrat cu aceste liste. Și eu de multe ori m-am expus, avem practica internațională și concret la Franța. Deci până la anul nou, toți alegătorii care vor să participe la alegeri pun o cerere și este inclusă în registrul alegătorilor. Deci se lucrează cu persoana care dorește să participe la alegeri. Care nu depune această cerere, nu participă la vot. E dreptul lui. Dar noi începem de peste hotare, ce facem cu dânsii, avem zeci și zeci de mii, iată că nu s-au înregistrat încă pe site, ce facem cu dânsii? Iată în România, numai un minut, de ce a demisionat prim-ministru?
fiindcă nu a asigurat și nu a garantat posibilitatea participării la alegeri fiecărui cetățean aflat peste hotare. Deci asta este problema, iată. Da, sunt mai multe aspecte care urmează să le discutăm în cadrul misiunii de astăzi. Da. Domnule Bedinski, la capitolul listei electronice, care este starea de lucru? Domnul Mitrican un pic subestimează capacitățile mele și informarea mea. Faptul că eu sunt cel mai tânăr membru a Comisiei Electorale Centrale, în genere, asta încă nu înseamnă că eu sunt copil și nu pot să noi, mai, eu nu am mai zis informat de asta, dar sunt multe momente care au fost ridicate și nu au fost soluționate. Din momentul când dumneavoastră ați ieșit din componența cecului, lucrurile au evoluat foarte tare. Da, domnul Urito a invocat, da. Și vă spun, și acea metodă primitivă când listele se făceau de către primari a fost exclusă anume pentru a exclude abuzurile. Noi avem caz, spre exemplu, unitatea administrativă teritorială Găgăuziu, unde într-un sat primarul a considerat de cuvință să excludă mai mult de jumătate din locuitorii comunii pe motivul că unul este peste hotare, altul este plecat în alt sat și așa mai departe. Ceea ce de fapt era un abuz. Persoana până în ziua de azi nu și-a schimbat domiciliul. Criteriul de bază a includerii persoanei în lista electorală este domiciliul sau reședința valabilă. Adică atâta timp cât cetățeanul s-a dus la întreprinderea de stat, registru, să-și expui opinia că vrea să treacă la un alt domiciliu, el urmează să rămâie în această listă și să aibă certitudinea că nimeni nu-l scoate abuziv. Registrul de stat alegătorilor are o singură sursă de aprovizionare cu informații. Asta e registrul de stat a populației din care se exclud minorii și respectiv persoanele care prin hotărâre instanță de judecată sau în baza la alte criterii sunt lipsiți de dreptul de a alege și a fi ales. Punct. Respectiv, registrul de stat a populației format de întreprinderi de stat registru este unicul registru de stat care duce evidența cetățenilor documentați care au acte de identitate, adică buletin de identitate și pașaport de ieșire intrare. Domnule Mitrescu, așa a fost și în 2009. Așa a fost și în 2009, dar registrul de stat al alegătorilor nu era viabil atunci. Și noi ne-am folosit în 2009 de registrul populației și noi ne-am folosit paralel. Paralel. Și a fost 2 și 6. Domnule Mitrescu, la moment, registrul de stat al alegătorilor zilnic își actualizează informația peste noapte din registrul de stat al populației. Asta se face pe perioada noapte, fiindcă serverele din punct de vedere tehnic, sunt mai libere noaptea. Toată această informație, milioane de persoane sunt reevaluate toată informația în fiecare noapte. Admitem. Nu. Mai sunt lucruri, noi nu putem spune că totul este ideal. Nici pe aproape. Mai sunt persoane care nu sunt documentate. Mai sunt persoane a căror acte de identitate sau acte de deces nu au fost prezentate și de aceea mai sunt careva divergențe. Însă, ceea ce putem spune noi la moment, noi putem spune cu certitudine câți oameni au acte valabile cu dreptul de a vota, respectiv din această cifră, noi și reieșim cu numărul cetățenilor care au drept de vot. Același lucru se răsfrânge și a cetățenilor aflați în stânga Nistrului, care sunt alegători, ne vorbim în jur de 200 ceva de mii de oameni, care ei sunt alegători și noi putem scoate din aceste liste. Noi pentru ei deschidem și secții speciale de vot. Domnule Bedinski, dar niciodată cei din stânga Nistrului nu au fost în listele permanente, fiindcă ei întotdeauna au votat pe listele suplimentare, fiindcă noi nu știm cine o să vină, la ce secții, fiindcă sunt pentru dânșii, secții, zicem așa, de-a lungul Nistrului, da? Indiferite. Corect. Noi nu știm cine o să vină și la ce punct noi le-am permis să vină la orice ce, fiindcă noi nu știm cetățenii în ce localitate, noi nu ducem evidența, noi numai avem o evidență că au primit cetățenie și au document că este cetățean în stânga Nistrului. Și nu mai mult. Liste permanente cu aceste persoane nu se duce, fiindcă nu avem posibilitate. Eu vă explic o simplă matematică. Dumneavoastră vorbiți că perioada dumneavoastră erau în jur de 2.600.000 de alegători. Voi vorbiți despre alegători incluși în listele electorale. Păi da, păi de asta noi vorbim. La moment spunem că aproximativ 2700 sau 2800 sunt incluși în liste electorale permanente, 200 și ceva de mii sunt alegători care, nu, care sunt în stânga Nistrului, dar ei sunt alegători și adunăm, avem aproape 3 milioane și în jur de 170 sau 180 de mii, nu țin minte cifra exactă, care sunt cetățeni și nu au loc sau de trai permanent sau și reședință. Și unde voi puneți?
Păi, dar noi regăsăm în lista alegătorilor. Da, eu în cetățean alegător. Dar ei nu sunt arondați. Unde? Dacă el n-are reședință. Ei au dreptul în baza pașaportului să voteze peste hotarele Republicii Moldova. În momentul în care, în ziua alegerilor, ei se vor pune la evidență. Ei au dreptul să voteze. În cazul în care ei declară locul de ședere pentru o anumită secție de votare, ei au dreptul să voteze. De ce noi am declarat toate cifrele în variantă cum sunt ele? Noi nu am avut ce ascunde. Domnule, la acea etapă când se lucra anterior cu listele doar scrise, dumneavoastră puteați să operați doar cu cifrele câți cetățeni sunt în listele electorale permanente. Care au înscriere de facto. Și asta este important. Dar noi nu putem să limităm pe ceilalți. Dar noi nu limităm. Până în ziua legilor dumnealor pot să beneficieze de acest drept. O persoană n-are evidență. În Republica Moldova. Este cetățean a Republicii Moldova. Da? Unde locuiește, nu știm. El nu are în Republica Moldova. Noi în care listă îl includem? În care secție de vot? Niciuna. Dar noi, asta e. Dar noi nu îi limităm dreptul de alege. Nu, el vine pe lista suplimentară, domnule Bidinț. El vine unde vrea. Corect. Păi el în orice listă poate să apară. Deci aia, dacă nu apare și nu apare, deci este dreptul lui. Domnule Mindrigan, vrei să realizezi. Domnule Mindrigan, ce facem cu conaționalii noștri de peste hotare? S-a discutat la alegerile trecute, am avut concetățeni care au venit la lista, la urnele de vot, dar nu au reușit să-și exercite acest drept. Aici sunt câteva probleme. Spuneți, vă rog. Prima, când s-a discutat această problemă, când eu eram în componență, păi ce facem cu conaționalii noștri, fiindcă sunt cetățeni, o parte din ei plătesc impozite, ne ajută și așa mai departe. Și atunci era sistema veche că toți cetățenii noștri, noi nu puteam atunci să facem liste. Au dreptul să vină la ambasadele Republicii Moldova și la consulat. Așa a fost întotdeauna. Bun. S-a pus problema să deschidem atunci mai multe secții de votare. Codul electoral nu permitea. Și noi a fost contestată deciziile noastre până la Curtea Supremă de Justiție. Modificați legea și vom deschide secții de votare. Bun, am mers mai departe și am considerat, da, deschidem secții de votare peste hotare. Cum? Și a rămas în componența guvernului, da, la nivel de guverne, să facă această conlucrare, fiindcă guvernul totuși, și atunci s-a conlucrat cu unele guverne, Italia, Portugalia, Spania și așa mai departe, și noi am zis că da, noi, Comisia Electorală Centrală, o să încercăm să facem și în aceste secții de votare de peste hotare. Iată că, neavând această capacitate, a fost remis pentru Ministerul de Externe, fiindcă ei au colaboratori peste hotare. Și atunci componențele birourilor secțiilor de votare a fost în șarja, să zicem, la Ministerul de Externe. Concurenții electorali, adică partidele, aveau dreptul să înainteze reprezentanți, observatori și așa mai departe. Unii le-au făcut în România mai aproape. Deci problema care era? Ei veneau toți și noi chiar am mers la ceea cu pașapoarte expirate, toți cetățenii poftim. Însă ne-am pomenit cu o altă problemă. Conform codului electoral, la fiecare secție de votare poate să vină 3.000 de alegători, fiindcă fizic nu este posibil. Iată, noi ne-am ciocnit cu problema în Franța, în alte țări, au venit 5-6, da, nu avem buletine de vot. Noi nu aveam dreptul, fiindcă, bun, câte dăm? 10-15 mii, câte noi dăm? Deci, această conlucrare de a concretiza listele cât de cât, măcar temporar, nu era posibil. Iată, s-a mers mai departe și deja altă componență a Comisiei Electorale zice, bun, deschidem site-ul din timp și toți alegătorii care sunt peste hotare urmează să se înregistreze din timp ca să vedem unde este posibil, în care localități să dăm mai multe buletine de vot. Să deschidem secția de votare însăși ca atare, secția de votare. Iată că cetățenii noștri sunt foarte pasivi. La alegerile din 2014, în jurul de câteva mii, nu mai s-au înregistrat pe site. Deci, conform legii, noi, Comisia Electorală Centrală, nu avea dreptul să deschidă atâtea secții de votare, fiindcă unde s-au înregistrat, acolo se creează. Bun, s-a mers pe altă cale iarăși. Indiferent cât s-au înregistrat pe site, s-au deschis secții de votare în diferite țări, unde mai mult, unde mai puțin. Și aici am văzut o discriminare. O să ajungem rasă. Să-l întrebăm, domnul expun. Bedinski, da. Iată că suntem iarăși în același situație. Câte secții de votare
unde și cât, ieșind din ce. Iată, la momentul astăzi sunt înscriși iarăși foarte puține persoane pe site-ul CEC-ului. Atunci apare întrebarea, din punct de vedere a legii, în baza căror criterii urmează a fi deschise aceste secții de votare, în care țări și reieșind din care criterii. Iată, este o dilemă. Da. Domnule Bedinski, vă rog, ce facem noi cu conaționalii noștri, chiar în Federația Rusă, spre exemplu, unde s-a tot discutat despre această inițiativă de a deschide mult mai multe secții de votare? Vor avea toți posibilitatea să-și exercite dreptul la vot? Din păcate, asta, într-adevăr, rămâne una din cele mai mari probleme și unul din subiectele care, într-adevăr, obiectiv, aruncă o umbră asupra activității Comisiei Electorale Centrale. Deși responsabilitatea în principiu nu aparține Comisiei Electorale Centrale în măsura în care îi aparține Guvernul și Ministerul de Externe. Cadrul legal existent la moment prevede că, cum a spus domnul Mitrican, la momentul deciderii deschiderii secțiilor de votare se ia în considerație 1. Participarea cetățenilor la alegerile anterioare la anumite secții de votare și respectiv înregistrarea prealabilă. Ceea ce n-ar fi corect. Da, eu sunt de acord. Anterioare au fost. Eu ce avem astăzi? Eu sunt de acord cu dumneavoastră, fiindcă în diferite perioade noi vorbim despre o migrație peste hotare, dar nu întotdeauna una permanentă. Vorbim și migrație de muncă care este una volatilă, indiferent de vectorul de deplasare. În fine, Comisia Electorală Centrală decide deschiderea secțiilor de votare peste hotare în baza acestei informații și la propunerea și recomandarea Guvernului cu consultarea Ministerului Afacerilor Externe. Ceea ce am văzut la momentul, în ultima perioadă, am primit și noi la Comisia Electorală Centrală, dar și în mass media a fost lansat mai mult, un răspuns dat de Ministerul de Externe al Republicii Moldova cu privire la numărul cetățenilor aflați peste hotare. Noi vorbim despre o cifră de aproape 1 milion de cetățeni. Este foarte greu de închipuit, măcar cum noi vom putea asigura dreptul la vot la toți acești cetățeni. Cum a menționat domnul Mitrican, o secție de votare se deschide la minim, pentru minim 30 de cetățeni și pentru maxim 3.000 de cetățeni. Deja nu este de competența Comisiei Electorale Centrale să determine unde tehnic este posibil de a asigura aceste secții, fiindcă noi vorbim despre spațiu, noi vorbim despre securitatea, partea tehnică, utilaj și multe alte lucruri, inclusiv și asigurarea prezenței membrilor birourilor electorale respective. Noi însă așteptăm propunerile care urmează să parvină de la guvern. Din păcate, simt eu că noi însă fim nevoiți să încălcăm planul calendaristic stabilit de către noi. Mâine era ultima zi când noi urma să luăm această decizie cu privire la formarea secțiilor de votare peste hotare, însă, din păcate, guvernul această săptămână nu s-a întrunit, după cât am înțeles, domnul prim-ministru a fost într-o deplasare la New York, la Asamblea ONU. În fine, noi totul înțelegem, dar electorală este electorală și termenii sunt stabiliți pentru comisie și nu atât pentru guvern. Dar problema este de altă natură, că fără propunerile guvernului, noi nu putem să luăm o atitudine cu privire la deschiderea acestor secții. Cu siguranță că eu îmi pledez pentru asigurarea la maxim a dreptului la vot pentru toți cetățenii în mod proporțional, indiferent de locul unde se află. Anterior, având alte activități, am făcut și contestații și la Curtea Constituțională și la instanțele de judecată. Când eram reprezentant cu drept de vot consultativ, am avut procesul Comisiei Electorale la acest subiect mai multe, am ajuns și la CEDU. În fine, cu siguranță că secții de votare vor fi deschise pentru diaspora, deja problema este unde și în ce număr. Domnule Mitrican, noi din 1996 nu am mai avut alegeri prezidențiale. Cadrul legislativ este bine pus la punct, nu ne putem întâlni cu situații de interpretare a legii, de viziuni diferite și așa mai departe. Acest capitol cum stă? Bun, cadrul legal vine și din o cutumă, un obicei a cetățenilor. Se formează pe parcurs. Noi nu putem să copiem acum un model dintr-un stat oarecare. Deci, de la alegeri la alegeri, noi perfecționăm cadrul legal, vedem care sunt carențele. Da, care sunt carențele. Deci, astăzi, în principiu,
trebuie să constatăm că cetățeanul are toată posibilitatea liber, repet, ca să-și manifeste votul său. Deci acele impedimente care cândva undeva, acum nu mai sunt. Deci toate impedimentele că să fie undeva influențat sau ceva, deci au fost excluse. Rămâne ca cetățeanul. Deci procedura prevede ca fiecare cetățean să aibă posibilitatea să-și manifeste votul său. Eu cred că astăzi această procedură este acceptabilă, depinde de cetățean. Domnule Mitrăgan, eu mai vreau să mai aflu un lucru de la dumneavoastră. Spuneți-mi, vă rog, foarte mult se discută despre votarea multiplă și suspiciunile de fraudare. Există vreun motiv să credem aceste lucruri? Evident. Uitați-vă rapoartele care se fac de mulți observatori și, în primul rând, o organizație credibilă, Promolex. Eu am văzut și rapoartele preliminare și raportul final. Și final de activitate. Da, și la alegerile locale și la alegerile parlamentare, unde ei au invocat și invocă, bravo lor pe o parte, o mulțime de încălcări și una din ele foarte gravă, care Comisia Electorală Centrală, nici acea care a fost, nici aceasta care este, închid ochii. Deci, Promolex, nu cineva din partide, dar Promolex, care este independent și finanțată, știm de cine, deci a declarat că la alegerile parlamentare câteva partide mari, concurenți electoral, nu au declarat sume importante care au fost cheltuite la alegeri. Partidul Democrat în jurul de 10 milioane, Partidul Liberal Democrat 9 milioane și jumătate și alte partide. Deci s-ar părea că este o încălcare destul de gravă, fiindcă noi am avut cazuri când pentru chipurile o finanțare ilegală a fost exclus din campania electorală un concurent electoral în 2014. Da. Iată că cu aceste fapte nu s-a lucrat. Și aceasta ne pune pe gânduri. Păi de ce? Într-adevăr a avut loc sau nu? Deci, bun, au trecut alegerile, Curtea Constituțională a confirmat rezultatele, dar a fost timp pentru încet a se clarifica. Într-adevăr, Promolex are dreptate sau nu? Ca să preîntâmpinăm acest fenomen care este și astăzi, noi vedem că sume enorme de bani în teritoriu, da, și zicem că noi la alegeri este o competiție a sacilor de bani, fiindcă avem diferite mecanisme de agitație, planșete, materiale, care de multe ori ele au costă ceva, personalul din teritoriu, și de multe ori ele nu sunt declarate în acele rapoarte financiare, cheltuielile în campania electorală. Deci, iată, mecanismul ăsta de a verifica real câți bani se cheltuie, până ce este o problemă. O problemă și de data aceasta în teritoriu, fiindcă suntem deja să începe a lucra cu cointeresarea unor alegători, pentru unii, pentru alții, cadouri electorale deja au fost în teritoriu. Deci este important ca să fie o atitudine legală și corectă față de toți candidații și într-adevăr și în teritoriu să fie aceste semnale examinate ca să nu fie admise astfel. Chiar și cu începutul acestei campanii electorale nu era clar. La început, în Parlament au spus, domnilor, această campanie electorală conține din două părți. Prima parte, luna septembrie, acumularea semnăturilor și înregistrarea candidaților. Și la 1 octombrie, toți, știți ca la competiții de atletică ușoară, toți stau la linie și la 1 octombrie toți încep campania electorală. Ca să fie echitabil și pentru candidați independenți, fiindcă ei, într-adevăr, au mai multe probleme de a colecta aceste semnături, și pentru partidele mari. Iată că s-a interpretat un pic altfel. Cei mai repede care au știut de acest mecanism, au venit repede, au prezentat aceste liste, s-au înregistrat și au și pornit deja campania electorală în teritoriu. Deci deja am putea noi, cetățenii, aprecia legătorii că nu este echitabil pentru toți concurenții. Unii încă nici nu s-au înregistrat. Prin urmare, este important această credibilitate că față de toți
cadrul legal se aplică echitabil. Domnule Lebedinski, în calitate de membru al CEC-ului, cum vom vedea? Există o transparență a sumelor cheltuite de partidele politice? Cum stăm la acest capitol? Reșind de modificările intervenite în codul electoral în anul 2015, în aprilie, Comisia Electorală Centrală a devenit un organ de control financiar a partidelor politice și respectiv Curtea de Conturi la momentul verificării cheltuielilor legate de banii venit drept subvenții la bugetul. Când vor fi, da, sunt partidilor. Deja câteva partide au primit. Primit, da? Deja au primit banii. Noi am aprobat cuantumurile lunare, dar la moment doar patru partide politice ne-au comunicat rechizitele, fiindcă pentru a beneficia de aceste subvenții, dumnealor urmează să deschidă un cont special cu destinație specială și acești bani nu pot fi cheltuiți pentru alte destinații decât cele prevăzute lege privind partidele politice și finanțarea de la bugetul public. În fine, cu privire la transparența financiară, toate rapoartele partidelor politice se fac publice pe site-ul Comisiei Electorale Centrale. Potrivit cadrului normativ, partidele politice au obligație să publice și pe pagina lor aceste rapoarte. Plusul este că noi vorbim despre două dimensiuni diferite. Unu, campania electorală. Doi, în genere, activitatea și finanțarea campaniilor electorale și a partidelor politice. La oricare delict electoral, termenul de atragere la răspundere este de 3 zile. Și dacă noi nu ne includem în acest termen, concurentul ar putea să fugă fără pedeapsă. De ce este vinovat? În cazul finanțării partidelor, acest termen nu se aplică. Adică, să zicem așa, mâna legii poate să-i prindă și peste o săptămână și peste două, peste trei. Noi trebuie să înțelegem că vorbim despre cifre foarte mari. Raportările pe activitatea generală a partidelor se face mai rar. În campanie electorală ei respectiv raportează o dată la două săptămâni de zile. Noi primim informații sau contestații de la concurenți unul pe altul cu privire la anumite subiecte și respectiv reacționăm. Putem să fim sezizați și de organele de poliție sau procuratură în cazul în care va fi depistat ceva. Situațiile sunt foarte diferite. Sigur că o companie, din punct de vedere financiar corect, va arăta și un rezultat obiectiv. Nu este firesc atunci când cineva arată sute de mii de lei sau milioane și le arată, real le arată, prezintă contracte, dovadă de achitare acestora, iar cineva își face o PR companie pe întreaga țară și declară zero sau câteva sute de lei. Noi însă luăm atitudine cu privire la fiecare subiect separat. Noi nu suntem, din păcate, un organ de urmărire penală și noi nu putem să facem investigații. Însă noi putem să sesizăm organul de urmărire penală și respectiv să solicităm verificarea fiecărui subiect, iar unde este competența noastră să venim cu o reacție. Ultimele întrebări în cadrul acestei emisiuni, pentru că timpul curge destul de repede. Spuneți-mi, domnule Medrigan, la ce ar trebui să atragem noi atenția la viitoarele alegeri prezidențiale pentru ca ele se desfășoare corect, liber, în limitele buchii legii? Există premize reale pentru acest lucru? Până ce nu? Până ce nu? Noi, Comisia Electorală Centrală, când eram noi, am lansat așa o inițiativă ca toți concurenții electorali să semneze așa un pact, ca să fie alegătorul corect informat, mass media, deci să nu avea această dezinformare. Iată că nu a mers. Concurenții electorali de obicei nu au semnat acest pact, zicem noi, de neagresiune. Încă este important ca alegătorul să fie corect informat și atunci el poate să ia această decizie corectă, obiectivă, în baza unei informații obiective. Iată, noi vedem acest război mass media, când sursele mass media, fiind private, evident că duce campania pentru un candidat oricare. Dar cădem pe alt canal, vedem o altă agitație și de multe ori se aplică niște tertipuri, niște informații, murdare, fel de fel. Deci ar fi bine ca să fie undeva totuși
un nivel cum este în alte state, noi am fost în alte state, da, se critică, așa este lupta politică, trebuie de a critica. Numai că trebuie de a critica nu atât persoanele, cât faptele, da? Guvernarea, opoziția, este normal de a critica ceea ce s-a promis, nu s-a făcut. Deci, pentru fapt urmează critica, nu fel de fel de murdării care intră în viața privată și așa mai departe. Deci prima care aș menționa ca alegătorul să aibă această informație corectă ca să poată decide corect. Și a doua, această influență asupra alegătorilor care se face și în teritoriu prin diferite mijloace și mijloacele administrative și locale, conducători. Noi știm cum se lucrează în teritoriu și de multe ori nu prea corect. Oamenii trăiesc încă în frică de multe ori. Iată, aceasta ar duce și la credibilitatea rezultatelor alegerilor când a fost respectată legea și fiecare liber și-a exprimat voința. Domnule Lebedinski, avem 2 minute în cadrul acestei emisiuni. Spuneți-mi, vă rog, au fost lansate o serie de acuzații la adresa CEC din partea unor candidați sau potențiali candidați independenți. În ce măsură ele erau justificate, au fost analizate de CEC și a fost adusă lumină în cazul acestor persoane? Eu nu știu, nu cunosc de fapt la care anume e învinuire vă aduceți, dar Comisia Electorală Centrală întotdeauna a fost o minge debătut din partea tuturor concurenților electorale. Asta este sarcina lor, să arate că ei fac ceva, să găsească vinovatul și cel mai simplu este tot să dai vina pe Comisia Electorală Centrală. Eu pot să spun cetățenilor să vin cu un îndemn, dar veniți la vot, exprimați-vă voința, liber, să nu vă fie frică, informați-vă nu doar din surse mass media, este internetul, puteți să faceți o analiză, o comparație, fiți liberi și exprimați-vă votul așa cum îl considerați dumneavoastră de cuvință. Domnule Bedinski, domnule Midrigan, eu țin să vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune și în același timp vreau să obțin permisiunea de a vă mai invita și cu alte ocazii, pentru că multe aspecte au rămas pe din afară din ceea ce ne-am planificat noi. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analytics, sunt Vlad Madan, vă urez o seară bună. Pe curând!